ASEA Târgu Mureș a fost învinsă cu 1-0 de formația Gazmetan Medieș în primul meci amical al perioadei de pregătire de joi 26 iunie. Partida s-a disputat pe terenul 2 din complexul Transil, iar golul oaspeților a fost marcat de Cristian Todea în minutul 31 din penalti. Al doilea joc amical este programat sâmbătă 28 iunie de la ora 18, în deplasare cu CFR Cluj-Napoca. Cantonamentul se va încheia cu o ultimă dispută, de această dată pe teren propriu, joi 3 iulie, în compania celor de la Pandurii Târgu Jiu. Antrenorul principal al echipei ASEA Târgu Mureș, Adrian Falub, a declarat pentru presa județeană: a fost un prim meci de pregătire cu jucători mulți în probe, în cele din urmă un antrenament reușit pentru noi. Mai sunt 4 săptămâni și începe campionatul, astfel că timpul ne presează. Noi trebuie să clădim o echipă competitivă pentru Liga 1, dar și în funcție de bugetul pe care îl vom avea. Așadar, partida de joi a fost un test util pentru ambele formații, primul amical înaintea noului sezon. Tehnicianul echipei Gazmetan Mediaș, Cristian Dulca, a declarat pentru presa județeană că victoria este un plus de motivație pentru echipa sa.